Vă salut, dragilor! Bun găsit la un nou video! Suntem în 10 iunie. Revin cu un filmuleț legat de roiul ăla de acolo, care l-am format cu Regina Împerecheată. Pentru cei care n-ați văzut, vă rog să urmăriți filmulețele care le-am postat ulterior. Acolo am format un roi. Am arătat eu în videourile trecute cum am dat în cușcă. N-a acceptat-o, după care am închis-o cu acea cușcă din plasă, pe ramă, și într-un final a acceptat-o și acum vreau să vedem dacă a început să și ponteze. N-am mai umblat în perioada asta la el. Frățiorului văd că are și el activitate aici. Bun, și vreau să vă pun pe undeva pe aici camera să filmăm, să vedem dacă a început să ponteze Regina. Da, am fixat-o. Este dimineață, e ora 9:30. Au început să aibă activitate, să zboare, să aducă polen. Ia să vedem. Să scot prima oară rama asta cu foiță. Să vedem ce se regăsește pe ea. Da, vreau să vă spun că este pontată toată. Și pe partea asta. Și Regina este aici. Deci Regina o vedeți. Și acum vreau să vă arăt, să vedem dacă putem să prindem și cum a pontat. Cred că se văd, da, se vede foarte bine cum a pontat. Regina este pe aici, pe undeva. Ia să vedem acum. Prind eu. Așa. Caută celule să ponteze. Deci varianta asta cu cușca. O să depărtez acum. Varianta asta cu cușca este cea mai bună în cazul în care nu ne acceptă matca. De la început, așa cum începe. Cușca asta este foarte bună, e făcută din plasă de asta antivaro, a făcută de mine. Deci în regulă, acum îl pot arăta cu rame cu puiet. Dar nu e cazul, pentru că are destul timp să dezvolte. N-am de gând să-l ajut cu rame cu puiet. Și am să-i dau foițe să crească. El va sta aici până în toamnă și abia în toamnă o să-l iau, să-l duc la stupină. Vreau să văd dacă matca asta o să trag câteva fice. Să văd dacă matca asta de randament, linia asta care am luat-o acum. Hai să vă arăt și roișorul ăsta. Roișorul ăsta l-am format pe o ramă, tot așa ca și pe ăsta. Dar i-am dat mai multe foițe. Să vedem ce a făcut în... O ramă de albină cu puiet. E format de 2 zile. Și văd că a început aici să... se clădească. Da,
uitați, deja pe partea asta a clădit-o. Dacă nu e pontată, am și un torc invers. Aici la fel. Nu este pontată, e un torc invers. Îl ajut să clădească mai repede. Dacă îl lăsăm acolo, pornește mai greu. Așa. Asta l-am format roiul ăsta unui coleg. Este stupul lui, codul lui de stupină. Văd că are niște cartoane la podișor. Eu nu procedez așa. Eu folosesc folia. Uite, vezi, fiecare stupar în stilul lui. El a folosit carton la podișor, eu folosesc folie. Deci stupul ăsta până în toamnă va deveni o familie. Roișorul ăsta format pe o singură ramă de puiet căpăcit cu albina după ea și cu regina. Nu am mai extras să caut acum regina, că nu avea rost și mă cam și grăbesc, că se anunță după amiază, se anunță iar ploaie, ca și ziua de ieri. Ieri după amiază a început o răpăială puternică și n-am mai putut să fac nimic. Așa că să apuc să fac ceva acum de dimineață. Sunt multe de făcut, dar le luăm așa în ordine. Am mai adus pe aici nuclei. Am mai băgat așa, am mai intercalat pentru ei. Au început să împerecheze și reginele după 26. Acolo am verificat aseară și am mutat pioneza la matcă împerecheată. Aici am adus aseară unul format, a început să iasă albina la orientare pe aici. Aici este neîmperecheată. Vedem, o mai lăsăm câteva zile dacă nu se împerechează. Ăsta nu are matcă. O să vin să îi dau o botcă. Ăsta e format tot așa de ieri, l-am adus aici. Ăsta e cu botcă. Tot așa l-am adus ieri. Ăștia care s-au pus pe cărămizi, i-am adus ieri. Bineînțeles, au fost 72 de ore ținuți la rece. În pivniță sau se pot ține și într-o cameră mai răcoroasă așa și întuneric. Aici avem iar o matcă împerecheată. De ăsta, bineînțeles, iar am uitat să-i aduc magazii. Săracul ce-o fi acolo în el. Cred că magazia deasupra e plină cu miere și mai are și ea de pontat pe ramele, pe cuipul de jos, pe prima magazie de jos. Aduc destul de bine polen, văd. Teiul cred că începe să înflorească. Am aici la colțul gardului un tei. Ia să vedem dacă a început să înflorească sau dacă are boboc ceva. Nu l-am... e deja în boboc. Îl vedeți? Da, are boboc. Nu a început să înflorească încă. Nu se vede bine prin plasa asta, dar sper să vă arăt acum așa, pe aici.
se văd bobocei acum. Nu mai ies pe afară să filmez, v-am arătat prin gard. Da, și cum vă spuneam, eu nu prea am ce să vă arăt, o să vă arăt pe la stupine ce am mai făcut. Am vrut să vă continui cu filmulețul cu roiul ăla. Nu vreau să mă repet de multe ori. Și aici am o matcă împerecheată. Deci s-au împerecheat și aici. Și aici la fel. Deci am avut o rată bună, chiar dacă a prins perioada aia de ploi. S-au împerecheat. E, și aici am o carnica cu ecluzionare pe 10. Da. Cireșele au început să coacă. A, ce m-am ținut eu de mult să vă arăt? Ăștia sunt post-vișini și am altoit eu cu cireș. Ia uitați ce încărcat este și cât de mari sunt. Foarte gustoase. Alea care de mai, care se coc primele, alea nu prea au gust așa. Astea care se coc puțin mai târziu. Aici am avut un corcoduș, că se văd puieții jos, și l-am altoit de aici cu prun. Deci de acolo în sus avem prune. Vedeți? Și ce voiam eu să vă mai arăt în prunul ăsta? Pentru că îmi face și piersici. Ia uitați! Vedeți? Aici am o crenguță care am altoit-o. S-a umflat aici, n-a calosat bine. Dar mi-a făcut și două piersici. Anul ăsta. Anul trecut le-a aruncat pe toate. Uitați frunza de piersic. A pierdut frunzele. L-am stropit cam târziu. Deja intrase păduchile la verde în afidele în el și a pierdut frunzele, dar își va reda alte frunze. Deci prunul ăsta al meu îmi face și piersici. Și mai am unul să vă arăt. Mie îmi place să mă joc așa și cu chestia asta cu altoitul. Aici tot așa un prun, am mai băgat altceva în el. E, aici avem un prun care face și caise. Deci, ia uitați caisele și pleacă de aici din prun. Da? Aici avem prune pe creanga asta și aici avem caise. Ia uitați ce frumoase sunt. Și la bază tot un corcoduș. Am avut în el și piersic și nectarin, dar au cedat altoii, nu n-au prins. Da, frumos, nu? Deci mănânc și caise și prune de același pom. Ia să vedem să prind așa. Deci uitați, e o singură tulpină. Vedeți? Pleacă așa, de aici pleacă caisul și ăsta prun. Și creanga asta este prun de altfel. Alt soi și pe creanga asta alt soi de prun. Astea sunt de-astea lungi și pe partea cealaltă, ia să vă arăt, pe partea asta sunt de-astea rotunde, mai micuțe, vedeți? Nu le mai știu cum se numesc. Ah, uitați aici că se văd. Astea sunt pe prima creangă de acolo, astea mai lunguiețe și astea sunt astea mai rotunde, așa mai... Da. Ce să vă mai arăt, la cireșul ăsta aici, care a fost tot un vișin, i-am pus bețe, că e încărcat foarte tare cu cireșe. Să lăsase creanga de tot. Deci e full cu cireș. Astea abia de aici încolo încep să se coacă. Am acolo o maimuță în pom, că a avut tăbărât graurii și coțofenele pe cireșe. Și n-aș vrea să le împar cu ele, să mănânce și ele, dar nu așa să... jumătate ele, jumătate eu. Un prun Stanley aici. Dacă am rămas și ăsta fără frunze, i-am stropit târziu. Eu nu-mi doresc să stropesc pomiși. De asta am fost nevoit, acum am văzut că sunt prea afectați și i-am stropit. Aici avem un vișin, da? Și aici avem o crenguță de cireș în el. Ia uitați, cireșele sunt deja coapte. Vedeți? Și vișinele sunt așa, împărguite. Dar cireșele sunt deja coapte. Vedem o crenguță aici. Asta e crenguța, asta e altoi acolo.
Da, mie îmi place să mă joc așa, să... Da, eu zic că sunt frumoși. O creangă de cais, una de prun, în același pom. Și acolo v-am arătat cu piersicul. Da, eu cam asta, nu vreau să vă plictisesc, cam asta am vrut să vă arăt și după aici, pe la mine, pe acasă. Apicultura urbană. Sănătate, numai bine, ne vedem la un nou video. Da!